Urmărire ca în filme în Texas, trei polițiști au fost răniți în timp ce încercau să prindă un fugar care fusese autorul unui atac armat. El a reușit să fure o mașină după ce a sequestrat o șoferiță, însă polițiștii au reușit să-l prindă după o cursă nebună de 50 de minute. Trei polițiști au pornit după urmele unui fugar implicat inițial într-un atac cu armă. În încercarea lui de a scăpa de polițiști, bărbatul a furat o mașină, iar pentru a intra în posesia ei a sequestrat-o pe femeia care conducea autovehiculul. Ulterior, bărbatul a abandonat mașina și s-a refugiat într-o casă. Din fericire, locatarii au reușit să fugă nevătămați. Abia după o oră de urmăriri, ca în filme, bărbatul s-a predat polițiștilor. 50 de focuri de armă au fost trase în timpul operațiunii de capturare a fugarului, iar trei polițiști au fost răniți.